Fiecare unde s-a născut trebuie să atât se respecte, să dezvolte și să păstreze natura localității date. Deci acum este o râpă, dar noi să facem o râuleță. Astăzi, cu multe emoții, am fost când am auzit că venim la salubrizarea, la curățirea acestui râuleț. Știți, cu și mare plăcere am venit și eu și soțul am venit. Dacă erau, cred că și copiii acasă și ei vineau. Leliță Marie, Leliță Marie, Leliță, op, op, Leliță, op, op, op. Au fost destul de mulți copii și majoritatea dintre ei au participat la asta. Și asta este foarte bine pentru că cumva generația mai tânără trebuie să participe la diferite activități de voluntariat. La noi atât tineretul cât și oamenii în vârstă sunt destul de receptivi. Noi conștientizăm faptul că fără natură n-am existat. Aici la noi este un loc, un râuleț istoric, vladnic și noi ținem mult la el și în felul ăsta vrem ca râulețul ăsta să rămână curat, pur și pentru generațiile care vin. Sperăm că astfel de activități să tăiem din pofta celor care vor să aruncă deșeuri și în timp apropiat o să montăm spanouri de avertizare că aruncarea acestor deșeuri în spațiu public este interzisă și amenda este de 1000 de lei conform codului contravențional al Republicii Moldova. Noi în comun avem două sate, Măcărești și Frăsnești. La moment ne aflăm în satul Frăsnești. Am ieșit cu copiii să arătăm la cei maturi ca să păstreze curățenia, fiindcă unde păstrăm curățenia, acolo este și curat. Eu astăzi am adunat multe sticle, cauciucuri, haine vechi și plasticuri care nu se descompun. Este foarte important să strângem gunoiul, deoarece noi am fi mai sănătoși și nu ar fi atât de multe persoane bolnave. Au fost și copii, au fost și maturi, toți au fost receptivi la chemare. Când vor crește mare, vor trece pe alături și vor zice, iată, asta este sădit de mine și îl va îngriji pe viitor. În această campanie s-au încadrat 10 localități, pornind de la Pârlița, Toderești, Petrești, Zagarancea, Măcărești, Costuleni, Grozeasca, Buciumeni. Voluntari inițial ne-am programat în jur de 200, dar s-au dovedit mult mai mulți. Ne-au bucurat lucrul acesta, au fost foarte receptivi.